Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Dedicarea. Am făcut o juruință Domnului și nu o pot întoarce. Judecător, capitolul 11, versetul 35. După ce a ajuns în lumea nouă, Cortez, exploratorul spaniol, a debarcat împreună cu echipajul și a dat foc corăbilor în timp ce marinarii priveau buimăciți și îngroziți. Prin această faptă, Cortez le-a pecetluit dedicarea față de explorarea noului teritoriu și s-a asigurat că ei nu vor renunța niciodată și nu se vor întoarce. Și știi ceva? Neavând altă variantă, percepția ți se limpezește, tendința de a amâna este înlăturată și ești pus în fața unei decizii. Când ești pus la colț, începi să privești în profunzime și, făcând astfel, descoperi calitățile date de Dumnezeu de care n-ai știut niciodată. Când te apropii de un termen limită, în tine se eliberează un flux creativ. De exemplu, nimic nu-ți intensifică mai mult dedicarea decât amenințarea eșecului sau riscul de a te face de rușine. În Tirania e-mailului, John Freeman spunea: atenția este una dintre cele mai prețioase resurse moderne. Dacă o irosim într-o comunicare frivolă, rămânem fără ea atunci când avem într-adevăr nevoie de ea. Am încheiat citatul. Distragerile atenției te secătuiesc, îți încețoșează mintea și îți afectează ritmul. Proiectele dau greș. Companiile intră în faliment și căsniciile eșuează din cauza modului în care distragerile atenției ne golesc de resurse și ne distrug relațiile. Vezi să nu ajungi la sfârșitul vieții și privind în urmă să descoperi că ai ratat lucrurile care aveau o reală însemnătate pentru a face lucrurile care nu aveau nicio valoare. Iefta a făcut o juruință lui Dumnezeu care a dus la victorie pentru poporul Israel și la promovarea lui în funcția de conducător al poporului. E un angajament pe care trebuie să-l iei astăzi ca să poți spune ca Iefta: am făcut o juruință Domnului și nu o pot întoarce.